Da, Gabi Găvan, din păcate, vă dau o veste proastă, nu va înscrie goluri, are altă treabă la Dinamo, nu va fi el marcatorul, însă, nu, numesc evident, este una din cele mai importante achiziții și salut numirea lui Gabi Găvan, un om care își face meseria din inimă și atunci când este pasiune, pasiune dublată de educație, nu poate decât să aibă un rezultat bun. Pentru că omul ăsta a avut o pasiune și și-a ordonat tot stilul de viață și a făcut toată educația pentru a transforma acea pasiune în realitate. Și a reușit. Nu este un tip care a nimerit întâmplător pe poziția asta, nu este un tip care a nimerit întâmplător să lucreze la FRF, nu, este un om care și-a dorit să facă un lucru și a făcut toate demersurile necesare și a studiat enorm pentru ca visul pe care l-avea să devină realitate. Și asta înseamnă puțin siguranță, pentru că nu este un tip care a primit ceva, este un tip care a muncit ca să obțină acel lucru. Da, și Ovidiu Burcă a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Gabi Găvan când l-am întrebat despre numirea lui oficială, că s-a întâmplat săptămâna aceasta. Și Ovidiu a spus că este poate un tip atipic pentru fotbalul românesc, dar muncește să ajungă în poziția asta de foarte mulți ani. Noi cred că știm un pic mai bine și chiar sper săptămâna viitoare să-l avem într-una din emisiuni sau într-un interviu mai amplu, să discutăm cu directorul sportiv. Face asta de 20 de ani, deși are 35 sau 36 de ani, dar lucrează pentru acest vis de mulți, mulți ani și a parcurs niște etape, da? Chiar spunea la un moment dat că mai mult neplătit decât plătit, dar uite că și-a îndeplinit visul și a ajuns să lucreze, da, atenție, lucreze, nu să marcheze, așa cum spuneau unii suporteri, comentau unii suporteri câte goluri va da. Să sperăm că jucătorii pe care el îi va propune, precum noul atacant, să marcheze în numele lui, adică asta cred că este cea mai mare bucurie pentru el, ca jucătorii pe care îi propune, jucătorii pe care îi aduce să confirme, să ajungă mai departe și ulterior în cartea lui de vizită să fie trecut și acei jucători. Uite, ei au confirmat, la Idonii a ajuns la Mondial, Hefte l-a luat din ligile inferioare și a ajuns golgheter în România. Asta e pentru el cartea de vizită și astfel atestă că este persoana potrivită pentru job. Da, de acord cu tine 100%, cartea lui de vizită vor fi rezultatele echipei și jucătorii pe care îi aduce, pentru că munca pe care o va face, sigur, este o muncă permanentă, dar cu un grad de dificultate mai mare în perioada de transferuri, pentru că acum va pune bazele și sper din inimă să iasă până la urmă. Să aibă norocul și să iasă, pentru că a muncit mult și merită. Dar în fotbal îți trebuie și noroc, inclusiv în ceea ce privește transferul. Ai nevoie și de o doză de noroc, o doză de șansă. Sper să aibă șansă.